Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. A evitat Volodymyr Zelensky prezența în Parlamentul de la București de teama Dianei Șoșoacă? Ce s-a întâmplat în culise? Cine sau ce i-a schimbat planul? Ce a cerut președintele Ucrainei șefului statului român în spatele ușilor închise? Mai mult sprijin militar? Comercial? Iubire necondiționată? Dezvăluim toate detaliile imediat, doar la Mădălin Ionescu Show. Cine sunt arhitecții haosului din Israel și fâșia Gaza? A cui este mâna care clatină democrația globală și aruncă lumea în teroare? Ce forțe ale întunericului dirigează din spate sângerosul conflict? Este liderul de la Kremlin, păpușarul din umbră care încearcă să abată atenția de la războiul din Ucraina? De ce s-au dus liderii Hamas la Moscova? Este cumva această situație pusă la cale de elemente din cadrul structurilor militare israeliene pentru a debarca actualul cabinet? Cine va câștiga bătălia pentru ordinea mondială? Încercăm să dezlegăm misterul tenebros al acestui conflict amenințător alături de excelenții Mirel Curea, Marius Ghilezan și Mirel Palada. Primul ministru israelian, Bibi Netanyahu, a fost avertizat cu 10 zile înainte de atac că Hamas pregătește o operațiune îngrozitoare. De ce nu a reacționat? De ce nu a dat ordinul menit să contracareze agresiunea? O enigmă care trebuie lămurită imediat. Liga Arabă se adună mâine. Ce decizie vor lua statele membre? Se va extinde conflictul? Orientul stă mai mult decât oricând pe un butoi de pulbere. Comentăm! Jumătate din români cred că statul trebuie să-i ajute indiferent de situație. Au sau nu dreptate? Dă verdictul faimosul sociolog Mirel Palada. Viralele momentului sunt doar la noi. Urmează cele mai spectaculoase faze de pe net. Nu le ratați! Doamnelor și domnilor, bună seara, mega ediție. Repede trec în revistă invitații. Mirel Curea, Marius Ghilezan, Mirel Palada, bună seara. Bună seara, bine ați revenit. Mirel Palada se întoarce după o absență semnificativă. E bine, pentru că s-a terminat cu bine. Începem comentând. Nu avem ce să facem, vizita megastarului Volodymyr Zelensky la București. Megastar pentru că este favoritul, a fost foarte mult timp, favoritul mijloacelor media din întreaga lume. În acest moment, media e ocupată mai degrabă cu povestea din Israel, care ei vom consacra o bucată de timp din spațiul alocat emisiunii, pentru că avem câteva perspective inedite. Întâlnire astăzi, Zelensky și cu președintele Iohannis. Înțeleg că ridicăm relația cu Ucraina la un alt nivel, nivel de parteneriat strategic. Ce câștigă România de pe urma vizitei lui Zelensky? Începem cu Marius Ghilezan, uite altfel, schimbăm un pic ordine. Ce câștigă România de pe urma vizitei lui Volodymyr Zelensky? Vorbim de Diana Șoșoacă. Ce a câștigat România de pe urma parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii? Cam la fel, e o chestie simbolică. Eu astăzi m-am ținut de burtă că eroul, marele erou planetar a fost învins de Șoșoacă și de niște pancarte ale aurului. Deci ce n-au reușit bazucile rusești, au reușit trei parlamentari și Daniel Bătăușu, care... Ghiță, Daniel Ghiță. Luptătorul, așa, care de deputat PSD. Și serviciile de informații l-au informat pe domnul Zelensky că s-ar putea să se întâmple ceva. E primul parlament din țările vizitate de către domnul Zelensky în care nu se poate adresa. Ca un arc în istorie, așa cum ascensiunea Ucrainei a început la summitul de la București din 2008, așa se poate discuta de acum înainte despre decăderea lui Zelevog, cum îi zicem noi, tot de la București în 2023. Dar de ce decădere? Că ce? Pentru că, unu, mediatic, atenția se va comuta spre problema israeliană care e foarte dură și va ține tablele televiziunilor. Doi,
contraofensiva lui degeaba. 3. Rusia construiește două linii de cale ferată de mare viteză pentru a aduce arsenalul greu și a începe războiul de adevăratelea. 4. Congresul american nu mai vrea să dea bani. Fără banii americanilor, zele vog pe nicăieri. Iar 5, poate trebuia să fie prima, am vrea și noi să știm unde s-a dus 3,5% din produsul intern brut al României, adică 6,2 miliarde de euro, așa cum domnul Boloș a recunoscut și domnul prim-ministru. Pe ce i-am dat noi 6,2? Am înțeles că noi, firmele mici și mijlocii, trebuie să strângem cureaua. Nu ar fi normal să aflăm și noi de unde, pe ce s-au cheltuit acești bani. Adică un raport de activitate, dacă iei 100.000 de euro, ai un contract public, trebuie să te duci așa cu un dosar atât, dacă ai 100.000 ai cheltuit. Și altfel te duci la pușcărie, te duci la bulău. Aici am dat 6,2 miliarde și nimeni nu dă un raport în fața Parlamentului, nimeni nu cere de la tribuna Parlamentului, Ministerului Finanțelor, pe ce s-au dus acești bani. Pe ce s-au dus? Pe armament? Pe hrană? Păi nu știm. Știm că s-a dus la Aqua Park astăzi SRS-ul, Sorin Roșca Stănescu, și a zis, băi, a fost gol. De ce? Pentru că ucrainienii n-au fost, au fost lipsă și izraelienii nu erau prezenți acolo. Și ca nicăieri, ca niciodată, Aqua Park-ul era gol astăzi. De ce? Ucrainienii n-au mai apărut, de ce n-au mai dansat acolo? Eu i-am văzut la Salonic. Băieți tineri, șpilcuiți, cu gagici faine, dansau pe mare, pe uscat și erau și niște ruși în partea cealaltă, dar ori stat la distanță unii de alții. Deci, sunt niște întrebări simple. Bun, de ce a venit Volodymyr Zelensky la București acum? Este de ce România trebuie să fie partenerul strategic al Ucrainei? Pentru că România e în NATO. Așa? Și pentru chestia asta că ce suntem... câștigăm noi prin prezența lui Volodymyr? Nu știu, habar n-am, că eu aștept să ne povestească Iohannis și ce nu va face. Înțeleg că totuși avem un partener strategic, pe termen lung ce câștigăm prin această aliantă cu Ucraina? Eu sper, dar nu cred, dar sper, pentru că sunt naiv, ca să participăm și noi, nu știu, să facem cu ele, holșuluburile la reconstrucția Ucrainei. Faptul că Volodymyr Zelensky a venit în România e normal, că până acum a vizitat foarte, foarte multe țări NATO. Țări care ajută Ucraina. Doar și numai și numai de politețe, nu cred că a venit. Dar eu nu sunt nici clar vizionar ca Ghilezan să spun ce va fi în viitor. Eu aștept să aflu, dacă o să-mi spună cineva, sau măcar să aflu pe surse, ce a vorbit cu ăsta al nostru. Că acum... cu ăsta nu prea poate vorbi nimeni. Dar în fine, nu prea înțelege nimeni nimic de real. Dar în fine, nu despre el este vorba. Dar faptul că Zelensky a vizitat o țară NATO nu e nicio mirare. Mai mult cu cât atât, e o țară cu care are unii frontieră. Spun că e cam ultima țară care încă mai primește NATO cu brațele deschise. Fără să comenteze. Unii spun cine Șoșoacă. Nu doar. Șoșoacă, ce naiba. Iana Șoșoacă a fost mai dură la făcut nazist. Acum, nici povestea din Parlament nu e mirare. Să ne ducem aminte că nici pe regele Mihai nu l-au lăsat ăia lui Vadim să vorbească. Că ăștia de acum ai aurului sunt copii și nepoții după chipul și asemănarea lor ai lui Vadim. Eu pe ei știu bine că am avut și pe o familie vreo doi. Mă rog, s-au dumirit, vorba cultistului. S-au dumirit între timp. Nu e nicio mirare. Adică pe mine chiar nu m-a mirat chestia asta. Că omul ăsta, Zelensky, a venit pe goană și n-avea timp să-i asculte pe tâmpiții aia cum urlau pe acolo, iarăși de înțeles. Adică nu cred că s-au pus probleme de securitate, deși Șoșoacă, dacă i-ar fi dat o plasă în cap, ar fi avut probleme. Eu cred că e greu să te confrunți fizic dar, la cu Diana Șoșoacă. Nu a fost cazul să-și pierde vremea pe acolo. Dar detalii chiar nu știu. O să mă străduiesc să aflu zilele viitoare. Mirel Palada. Dar aș vrea să închei nouă, da, 10 secunde. Îndemn pe telespectatorul să facă un exercițiu de imaginație. Atât. România nu era în NATO și în Uniunea Europeană. Am fi stat cu pantalonii în mână, că eram făcuți pe noi, exact cum stau bieții frații noștri din Republica Moldova. Poți să am drept la replică? Pe cine mă... Stai mă, polemizez cu tine. Da. Bă, vezi să rog cu nasului. Simona Brăbiescu Kleckner, 96 de ani, a scris o carte acum, e cetățean american și spunea dacă Rusia ar fi fost primită în NATO
care era situația actuală a lumii civilizate. Asta e o glumă, e bani cu bulă. Nu, nu, s-a discutat din 98. 40 de Herbert Bush s-a întâlnit de 40 de ori cu Putin. Să-l roage să intre în NATO. Și la în 2008 s-a schimbat lanțul de iubire. O doamnă de 96 de ani. Am completat și eu. De peste ocean. Republicană convinsă. De peste ocean. Președintele Acord. Și la 96 de ani. Știți, mă, vine cu un ban cu bulă. Cum ar fi fost dacă Rusia era în NATO? Și cum ar fi fost dacă Stalin ar fi fost coborător din regii legitim. Ludovic ai Franței? Nu, n-a pretins niciodată și nici nu s-a gândit. Adică nu era, deci deja ar fi fost absurd, absurdului. Dar Mirel Palada, mulți se întreabă de ce acum Volodymyr Zelensky, de ce la final tocmai? De ce nu prea mai are acces la alte cabinete guvernamentale? Ce câștigă de pe urma prezenței în România? Ce câștigă România? Că nimeni nu-și pune problema în felul ăsta. Dom'le, dar noi ce câștigăm de pe urma acestui parteneriat strategic cu Ucraina? Avem acolo, avem niște interese. Am putea câștiga lucruri dacă am ști cum să jucăm. Dar am dovedit-o de multe ori pe parcursul participării noastre la diverse conflicte că nu am rămas cu nimic decât cu participarea în sine. Pierdere de vieți omenești, o implicare a României în anumite evenimente, sigur, care poate ne-au adus această umbrelă protectoare, cel puțin pe hârtie, dar în practică, dacă ne întrebăm ce am câștigat de urma acestor participări, nu prea știm. Ce-i cu prezența lui Zelensky acum? Cum ți se pare că îl privesc românii în acest moment? Cum s-au schimbat lucrurile față de entuziasmul de la început? Și de ce ar trebui să avem un partener strategic cu Ucraina? Nu știu dacă Zelensky mai este sau nu primit de către alte cabinete, pentru că el până acum, să nu uităm că a făcut turul. L-au primit toți. Da, la unii au fost de mai multe ori. Eu aș interpreta altfel. De ce a venit în România ultima dată? Deși ultima dată, suntem da. Țară, ar fi trebuit să vină mai la început. Ar fi trebuit să vină mai la început. Corect. Adică, corect. În comparație cu sprijinul oferit tot de România... Nu e tot un dispreț, că asta e idee. De fapt, hai să zicem dispreț. Zicem o deconsiderare. Noi, în continuare, suntem niște tolerați. Adică nu avem capacitatea de a ne atinge pe deplin, să spunem, potențialul de influență geostrategică. Suntem niște tiriplici. Și în relația cu Statele Unite, și în relația cu țările semnificative din acest război din Ucraina cu Rusia. Gândiți-vă la discrepanța evidentă a relației dintre Ucraina-Polonia, unde este o iubire și o drăgălășeală și o mumuleală și o acordare de atenție sporită și o relație cu adevărat privilegiată. Mă rog, că e uneori cu năbădăi, că ăștia sunt acum în alegeri polonezi și că s-a trezit acum țâfna în ei. Zic unii că polonezii se uită cu un ochi imperialist la Ucraina. Sunt și acolo discuții, dar în orice caz Polonia a sprijinit puternic Ucraina, dar a și primit o atenție pe măsură. România e un soi de cenușăreasă, de soră proastă, care a sprijinit și pe componentă umanitară, am primit refugiați, nu atât de mulți ca polonezii sau ca alte țări, dar am primit. Am dat niște armament, că au răzbătut niște informații care trebuiau să fie confidențiale și au răsuflat pe piață. Am dat și noi din urechi. Și totuși, de-abia și la... Și cum spunea Marius Ghilezan, citând o serie de demnitare statului român, am dat 3,5% din PIB. Nu plus știu că, ce dat, plus că am dat 3,5. Am pus în primejdie interesele agriculturii românești și am pus pe amărâții ăștia de agricultori, i-am pus în genunchi permițând cereale ieftine în România și care nu sunt de aceeași calitate pe cele din europeană. O chestie strigătoare la cer. Adică pur și simplu am deconsiderat interesele românești în favoarea intereselor ucrainiene. Și cu toate astea, Zelensky nu găsește de cuvință să vină în România decât după 2 ani. Ceea ce denotă o delăsare, hai să zicem dispreț, da, așa un soi de aer superior și de ia mai de mă dracu și pe ăștia de proști, nu vezi că sunt niște proști. Păi Mirel Palada spunea, cred că de la tine am aflat ceea ce spunea François Mitterrand. Nu greșesc.
că cel mai important în diplomație este să știi să spui nu. Nu. Da, de la tine am auzit. Și în viață, după părere. Îți crește, și în viață. Îți crește miza. Spui nu, băi, ce facem cu ăla? Haide să-i trimitem. Hai să trimitem emisari. La noi e clar că... Și atunci de ce să-și mai bate cineva capul cu noi? Și asta se vede, de exemplu, în relația diplomatică pe care am avut-o cu Ucraina și înainte de începerea războiului și care nu s-a schimbat. Avem niște subiecte pe care Iana Șoșoacă și cei de la AUR le-au scos în evidență în mod semnificativ, dincolo de ton, de stilistică. Totuși ai de-a face cu o minoritate românească în căreia nu-i sunt recunoscute drepturile etnice pe deplin, spre deosebire ce se întâmplă în România, în care noi ne purtăm cu mănuși cu toate minoritățile etnice în România, ei sunt persecutați, este o mișcare activă de convingere a românilor, de forțare a românilor, de persecutare a românilor să renunțe la identitatea lor românească, nu au voie la cărți, nu au voie la școală în limba maternă. Bă, e strigător la cer. E chestia cu bisericile cu bisericile românești care au fost de asemenea persecutate. Pe urmă a fost felul în care românii au fost recrutați și trimiși pe front de manieră, să spunem, selectivă, spre deosebire de ucraineni. Deci sunt multe, nu mai spun de chestia cu Delta Dunării și mai ales cu agricultorii. Toate temele astea, deși au fost puse cu isterie de către Diana Șoșoacă, dincolo de stil, ele rămân cât se poate de pertinente. Și statul român de 2 ani de zile transmite o poziție de capră în relație cu Ucraina. Și când zic capră, nu mă refer nici la fel de mâncare, nici la animal în sine, ci... Au fost mitologia de altă natură. Da, exact. A treia semnificație. Am fost săptămâna trecută, o săptămână întreagă, am stat în Bucovina, am avut treabă pe acolo. Și am stat de vorbă cu zeci de persoane care cunosc foarte bine situația de dincolo. Nu mai spun de contrabandă în zona aia. Da, sigur că da. Cunosc, sigur că da. Unii au preocupări culturale, alții au preocupări de astea de adus țigări. Am stat de vorbă și cu niște caiți de ăștia mai contrabande de țigări. Toți îmi spuneau același lucru. Noi ar trebui să stăm de vorbă un pic mai mult cu bucovinenii noștri din Ucraina, care se consideră sub semnul blestemului pe care l-ar pune pe capetele lor preoții noștri de acolo, ei se consideră moldovani, nu se consideră români. Asta ne fiind 2-3 nebuni, asta fiind o opinie de masă. Doamne, sincer, am aflat cu mare surprindere. 60 și aproape 70 de ani de când rușii am verificat, preoții le spun la slujbă că blestemați fie, să fie blestemați cei care nu se consideră moldovani. Bă, frate, dacă ei vor să se consideră moldovani, eu le doresc foarte mult succes. Vrem să-i trecem și pe ăștia strada sau ce? Atenție foarte mare și cu Republica Moldova. Deja rutenii, sunt câteva mii, au anunțat că ei sunt persecutați. Rutenii fiind ucrainieni, cei care nu știu. Da, că sunt persecutați în Republica Moldova. România. Și văd că noi tot o ținem langa cu Republica Moldova. Exact ce ne-ar trebui unul de mere de ruși în Parlamentul României, care să se vaiete că ce terorizați sunt ei de către români. Și iarăși revin și arăt vorba avocaților, să-i mulțumim Dumnezeu că suntem în NATO. Bun, asta este cu totul altă discuție, nu despre asta vorbim. Dar nu, eu am aflat cu foarte mare surpriză, nu știu dacă voi știați, cu românii noștri, că îi consider români. Ești. Contează și cum ești în NATO, contează și cum te prezinți. Adevăr, ce spunea Mirel Palada mai devreme, e unul dintre aspectele care frământă pe români și deranjează la maxim. Maniera asta absolut slugarnică în care politicienii români ne reprezintă deseori. Nu știu să spună și nu. Da. Maniera absolut bizară în care își apără interesele diverse. Străinii își permit orice cu noi. Stat. Orice. Lucru care nu se schimbă și pe care românii nu îl înțeleg. Ambasadori, șef de companii, tot. Tot ce vine aici este capătar la oa lui. Și își permit niște aere de superioritate și de aroganță, care dacă le-ar face în alte țări, ar zbura învârtindu-se. Vin niște pârliți de funcționari pe care nu-i cunoaște nici dracu, nici pe la Bruxelles, nici pe la Departamentul de Stat al SUA. Păi și aici descoperă rapid, în 5 minute, cu surprindere, că-s viceregi. Da. Și, repet, sunt niște pârliți, au birouri în demarare pe la Departamentul de Stat.
Da, n-aș face paralelă cu situația conquistadorilor când descoperau câte o populație care îi primea cu aur și, și făceau ce făceau pe acolo. Bun, păstrând niște proporții. Păstrând niște proporții, pe undeva există o linie în timp și România... Dar problema nu este a lor. Problema este a noastră. Pentru că poți fi într-un sistem de alianțe, poți fi... Dar mai stai și în două picioare. O anumită demnitate. Sigur că da. Ne întrebăm în continuare. Este cât de importantă este această vizită, uite, a lui Zelenski în România, în condițiile în care vine în ultima instanță, sau ca și cum nu mai avea ce să viziteze. Vine la final, practic, la noi. Ce câștigă România de pe urma acestui parteneriat strategic cu Ucraina? Pentru că am văzut că discursul e de genul ăsta. Ajutăm Ucraina să învingă Rusia până la final, mergem împreună să-și recupereze teritoriile, în condițiile în care, pe plan internațional, lucrurile s-au cam complicat. Și alții joacă la alt nivel. L-am citat pe George Friedman, unul dintre analiștii cei mai influenți în acest moment și cei mai citați în toate mijloacele media de pe plan internațional, spunând că războiul s-a oprit, s-a încheiat, numai că niciuna din părți nu știe cum să-l oprească. Mergând pe ideea că rușii s-au super fortificat, s-au blindat în defensivă. Să mai fim atenți și la metaforele astea, mă, frate, mă. De câte ori am auzit eu, suntem în plin al treilea război mondial, de la începutul anilor 90, cum era câte o încordare economică, era al treilea război mondial. Războiul a început, dar nu e un război. E un atac terorist pe scară largă, cum este în Israel, gata, e război. Adică oamenii se mai și joacă cu vorbele. Exact, sigur că da. Bun, dar ideea era alta. În timp ce acolo lucrurile s-au împotmolit și sprijinul occidental pare să fi intrat într-un impas, fapt pe care l-a subliniat și Borel săptămâna trecută. Dar cum le văd împotmolite, mă? Că ucrainenii ăștia, spre exemplu, noi i-au împins pe ruși. Noi extrem de deschiși față de ucraineni. Au eliberat 40% din teritoriu pe care rușii l-ocupaseră anul trecut pe vremea asta. Unde scrie asta? Unde împotmolit? Ia, citește, vezi că... Păi dacă citești numai ziarele de propagandă... Vezi că a publicat pe... Nu, bă, o să te citesc pe tine. Păi nu, dar serios, citește ce, citește ce a scris Tudor Păcurarul la noi. Citește, că a publicat... Alea 40, că da, nici Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei nu zice despre 40. Când câștigă un sat, pe New York Times, pe prima pagină. Eu citesc că poate n-are citit unul 40, ori fi 20. Dar și cu toată chestia asta, toată împotmoleala asta... Băi, eu nu pot să mă... Mirel Curea e dintre ăia care zic, bă, până la Moscova nu ne oprim, da. Gleznuțele, puse în bocanci, fără farduri și mers la oaste, la luptă. Ghilezan, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am memoria bunicilor mei. Știu ce au făcut acești nenorociți. Și bunicul meu a fost în lagăr până în 64. Da, dar nu s-a lipit nimic de tine. Aia nu înseamnă că trebuie să judec cu testicule. Mă lași să vorbesc? Eu nu am cum să nu știu ce au însemnat, înseamnă și pot însemna la orice oră acești ruși pentru noi. Nu am cum. Este primul argument pe care eu l-am în vedere când mă uit încolo. Dar nici pe ucraine nu iubești prea tare. Bă, frate... cum să zic, eu pe ucraineni nu-i cunosc. Nu-i cunosc nici istoric, nu-i cunosc din niciun punct de vedere. În afară de văzut filmele cu Bandera? Bă, mă las să vorbesc. Ce filme cu Bandera, mă? Am văzut, mă, filme cu Bandera. Cu Azov, cu naziștii, ucrainieni. Da, am văzut filme și cu Stalin și le-am văzut în România. Le-am văzut pe pielea românilor. Cu toate violurile, toate nenorocirile. Mă, nu ucrainenii ne-au adus comunismul în anii 50. Nu ucrainenii l-au impus. Eu nu am nimic în memoria mea genetică, transgenerațională. N-am absolut nimic legat de acești ucraineni. De ruși? Am un pogon. Am un pogon. O sunăm acum pe mama, are 92 de ani. Mulțumesc. Să povestească cum, ce s-a întâmplat când au venit rușii la ei în sat. Un sat amărât. Dar problema nu este că ce ne face nouă. Că păi nu dacă ne face asta nimic am eu Rusia. Memorie. Păi dacă... nu ne face nimic Rusia. Păi ne-a făcut 200 de ani. Da, și întrebarea pot era să ne facă. Ce câștigăm din vizita lui Zelebo? Asta e o întrebare care rămâne. Păi aia e problema, că suntem pe toate canalele de știre ale lumii. Dar tu îmi dai voie să vorbesc cu Mădălin Ionescu, ce cred eu că l-ar interesa pe el? Imediat mă întorc. Păi nu, asta era subiect. Păi nu, asta era întrebare. Da, eu vorbeam care e raportarea mea față de lui. Bă, tu ai venit băut? E o chestie de percepție, pentru că atunci când spunem ucrainienii sau oltenii, deja facem în mintea noastră o diferențiere față de poporul mai mare din care fac parte.
Un alt exemplu îl reprezintă felul în care România au atitudine, amintiri unii plăcute, alții neplăcute la adresa nemților în al doilea război mondial. Și e ca și cum ai spune, nemții au fost răi, dar bavarezii sunt buni. Pentru că la același nivel al istoriei, bavarezii au fost mult timp cumva distinți din punct de vedere identitar de nemți și era ca ce să se întâmple cu ei, ce s-a întâmplat și cu austriecii, să ajungă încetul cu încetul un popor distinct, deși vorbesc aceeași limbă. Până la urmă, cum se spune, particularitățile istoriei au făcut ca Bavaria să se alipească în ultimii 150 de ani de Germania și acum când zicem München, zicem a Germania, când de fapt nu e așa. Exact același lucru se întâmplă și cu Ucraina. Pentru că ea pe parcursul celor 500 de ani de zile de când discutăm, să zicem, istorie cât de cât modernă și identitate etnică asta care contează zilele astea, ucrainienii au fost când distinși, când un teren al nimănui, când niște cazați hoți, când sub aripa polonezilor, când sub aripa rușilor. Dar în ultimii 200 de ani, Ucraina este Rusia și din punct de vedere administrativ și în mintea românilor. Și atunci când spui că rușii au venit și au făcut nemernicii acasă la tine, acasă la tine, acasă la mine, peste tot au făcut nemernicii, nu știm dacă nu cumva au fost chiar ucrainieni. Erau din toate republicile unionale. Exact, cum ai zice, au venit, în armata roșie. Au venit românii la Odessa și au făcut nemernicii, pentru că au făcut nemernicii la Odessa. Da, așa. Dar oltenii n-au făcut pe bune, pe și oltenii tot români. Erau în armata. Ca să trag o linie, ucrainienii sunt oltenii Rusiei. Exact. Și ucrainienii, românii trebuie să înțeleagă, măcar din emisiune. De ce? Eu nu stau în emisiune. De ce? Cu oameni care pot scoate pe gură așa ceva. Cum adică sunt, mă, ucrainii, sunt oltenii Rusiei? Păi așa sunt. Adică ce înțelegi tu? Adică oltenii cum sunt? Păi mama Rusie s-a fondat la Kiev. Sunt asasini, sunt fasciști, cum spui tu, oltenii sau cum? Bă, haide că eu v-am pupat. Nu, Mirel, ce ai? Nu, haide, oltenia este sufletul României, la asta mă refer. Mirel, pe Kievul a fost mama Rusiei. Frate, nu vezi că e sub o influență oarecare? Ce? Nu vezi ce debitează? Nu, era vorba despre o identificare etnică. Cum poți să scoți pe Bănățenii rusii. Cum să fie, mă, așa ceva? Ucrainii chiar fie așa ceva. Ucrainii sunt chiar bănățenii Rusiei din punct de vedere. Da, precizați lucrurile ca lumea, domne. Nu înseamnă că Ucraina înseamnă marca de graniță, înseamnă partea de graniță, nuanțarea asta a ta. O înțeleg, dar nu poți să o spui lăsând să înțeleagă că oltenii sau bănățenii sau maramureșenii sau oricine ar fi șelerații României. Nu că tu erai tu așa, ai înțeles tu. Că se poate face o confuzie atunci când vorbești despre români și când zici românii au fost la Odessa și pe urmă zici oltenii sau bănățenii sau altcineva n-au fost. Că bănățenii și oltenii aveau și bănățenii și oltenii și maramureșeni și dobrogeni. Deci din punctul ăsta de vedere este. Eu am spus aseară, n-o să uit și repet. Ucrainienii sunt ruși. Da, nu o să uit ce mi-a spus un oficial, un alt oficial român, care a negociat direct tratatul cu Ucraina înainte ca România să intre în NATO. În 90 și... A venit să facă tot felul de compromisuri. Da, înainte să intre în Uniunea Europeană. Și atunci, atenție, Ucraina era sub obediența Rusiei. Așa. Era președinte pus de ruși. Mi-a luat 4 ani ca să-i convingem să semneze tratatul și ca să recunoască granițele actuale. 4 ani să recunoască granițele actuale. Adică au făcut tot posibil să ne pună erau extrem de încăpățânați și negociai mai greu cu ei decât cu rușii. Asta mi s-a spus. Și ne-au pus bețe în roate. Asta mi-au spus acel înalt oficial. Nu știu despre cine e vorba. Bă, ne-au pus pistolul la cap să semnăm tratatul? Păi ne-au șantajat pentru că dacă nu-l semnam, nu eram primiți în Uniunea Europeană. E vorba de noi. Ne-au sucit mâna la spate în condițiile în care România acum este generoasă și nu le sucește mâna la spate. Și noi de ce n-am folosit aceleași metode? Pentru că asta ar trebui să o facem acum. Privitor la... Pentru că n-avem asta ar trebui să facem acum cu Ucraina, nu cu Austria. Cu Ucraina ar trebui să facem același lucru. Adică vreți sprijin, vreți sprijin militar, a venit sărăciara antiaeriene? Sigur că da. Vreți să vă primim refugiații? Fără să uităm ce ați făcut cu 20 de ani? Ar trebui să condiționăm în interiorul NATO. Și noi nu facem chestia asta. Noi nu facem chestia asta. Ar trebui să stăm în picioare dacă am stabilit asta. Suntem niște slugarnici. Da. În fiecare emisiune aceeași concluzie rezultă. Absolut. Mie nu-mi place să aud chestia asta, să se mimeze entuziasmul pe care poporul român îl are pentru acest parteneriat. Eu înțeleg discursurile astea politice, mi se pare însă că se forțează foarte mult niște nuanțe.
Și genul ăsta de discurs fals entuziast, patetic. Așa cum poporul român privește cu mare dragoste, cu dragoste nedisimulată. Cu pancarte de alea, când primeam... O manieră politică și diplomatică extrem de greșită, de eronată. Câți români mai susțin Ucraina în război ăsta? Să întrebăm sociologul. Să acerbesc frustrările României românilor absolut aiurea, gratuit, când poți să spui, domnule, interesele noastre strategice, astea sunt, bun. Vorbim despre faptul că nu avem alte opțiuni în acest moment. Românii au reprezentare. Deci, România nu are niște linii directoare de politică externă. Dar noi avem pretenția de la români să înțeleagă niște interese dintre astea majore care ar ține de politica externă. Avem pretenția de la politicieni. Să nici nu mimeze orgasmul atunci când nu e dar cazul. Dar nu avem, spuneți-mi și Mădălin, mie, spuneți-mi care sunt din directoare politică externă. Vă dați seama în ce disonanță este puterea politică față de propriul popor? 20% dintre români. Erau 70% care susțineau Ucraina în acest război, acum sunt 20%. Ne mai mirăm de ce președintele Iohannis îi dă cu virgulă sub 10. În alte sondaje au ieșit 40%. Care e adevărul? Depinde de momentul de măsurare. Poate că au măsurări mai... Depinde, mai depinde probabil și de formulare. Formularea și de... întrebării, depinde da. Și de emoția evenimentului punctual, dar Zelenski, de exemplu, când a început războiul în primele luni, era de departe cel mai popular om politic măsurat în România. Că măsuram și intern și internațional. Exact. Îi băgam și pe Biden, băgam și pe Ursula von der Leyen, toți liderii semnificativi. Erdogan, Orban, Putin, Macron, Zelenski. Și Zelenski era de departe pe primul loc, aproape 50%, 45% încredere. Ceea ce e cocoșător pentru un om politic. Adică era un soi de semizeu. Nici Raed Arafat nu era așa de apreciat cum era Zelenski. Între timp a scăzut la 15%. Dar trebuie să treacă un an și jumătate ca emoția inițială să se disipe și lumea să înceapă să aibă mintea românului cea de pe urmă și să-ți dea seama, stai mă, că eram fost păcăliți din nou, iar ne-am dus după fentă. Iar ne-am zvârlit ca proasta în gard încă o dată, ca să nu zic altfel. Dom'le, mie mi se pare că România, nu știu, pe baza unui entuziasm, pe baza unei emoții, pe baza... Pe baza unei propagande bine controlate, bine gestionate, sigur că da. Ca și la COVID. Domnule, românii s-au înregistrat cu o chestie foarte bună în istorie, la fel cum s-au înregistrat și polonezii nu au uitat nici până în ziua de astăzi, cum au fost primiți refugiații polonezi atunci când Polonia a fost atacată pe de o parte de Germania, pe de alta de Stalin, de URSS, da. Nu au uitat nici până în ziua de astăzi și am avut surpriza să descoper chestia asta la polonezi obișnuiți. Că le-am tranzitat, nu le-am polonezi. Furat cum ne-au făcut nouă rușii, ne-au furat tezaurul, noi le-am tranzitat cinstit tezaurul, nu ne-am bătut joc de ei. Părerea mea este că ne-am înregistrat onest în istorie cu o chestie absolut pozitivă. Și am în vedere modul în care românii simpli i-au tratat pe refugiații ucraineni. Nouă care ne greu să ne împrietenim între noi. Care noi nu refugiații ucraineni, trebuie să ai o mare problemă să crezi că refugiații ucraineni sunt aia băieții aia vânjoși cu Mercedes-uri, cum știi, și cu gagici frumoase. Adică să-ți imaginezi că 10 milioane, că atâta sunt ei refugiați, 10 milioane sunt milionari, tineri, musculoși și cu gagici mișto, înseamnă că ai o mare problemă. Marea majoritate Aquapark nu intri. Sunt oameni dacă ești amărâți. Amărât pentru că e 100 și ceva de lei și de persoană. Și în Aquapark sunt 10 milioane de refugiați ucraineni, milionari, da. Pe de altă parte, e un mod de a-și petrece viața cei care au scăpat de război, deși în mod sigur, normal, de acolo, sigur că dacă ferească Dumnezeu ăștia intrau peste noi, păi și prietenul Ghilezan cu jeepul lui era până la Albania. Și ea spune, și avem ce un miliardar. Vorbești, deja am locul rezervat în statul major. Am pregătit și asta. A venit un miliardar român. Cum s-ar fi întâmplat interacțiunea dintre Volodymyr Zelenski și Diana Șoșoacă în Parlament, dacă Zelenski își asuma această prezență pe care, de altfel, și-a dorit-o inițial? Era breaking news pe toate televiziunile lumii. Dar Diana Șoșoacă a arătat harta României mari că tonul face muzică, asta nu știu. Dar a spus un adevăr, ceea ce nici un politician român n-are curajul să-i spună, nici măcar la șueta de după. Bă, meștere, avem un diferent teritorial și oamenii și bisericile noastre. Hai să o reglăm așa.
că polonezii au uitat că primul pogrom împotriva evreilor a fost făcut nu de naziști, ci de Bandera în anii 30 și când au ucis prefectul Lvovului și 100 și ceva de evrei, e dreptul lor, e dreptul istoriei să judece sau să nu judece. Dar prezentul este acesta. O parte din români s-au simțit bine. De exemplu, astăzi am fost sunat de maximă satisfacție de o serie de prieteni foarte intelectuali, mai intelectuali decât mine, spunând, băi, ai văzut femeia bărbat, mai singura care a avut curajul să zică ceva. Ce de fapt ce-o zis? A, că puteam să o zicem frumos, duios, așa, la tribuna Parlamentului, poate nu în stilul ăsta. Dar ăsta este adevărul. Minte șoșoacă. În primul rând că nu e niciun diferent teritorial din moment ce ai semnat un tratat. Absolut niciun diferent. După punct de vedere juridic? În al doilea rând ar trebui să mergem și peste bulgari, că acolo apare și cadrilaterul. Bineînțeles că este o caterincă. Până acum 3 ani le făcea poze fetițelor ei, să le dea Dumnezeu sănătate, și punea poze cu fetițele ei pe Facebook, cu tricouri votăm USR, era useristă. Doamne, acum s-a prins că mult mai mult, de Șoșoacă, de Diana Șoșoacă vorbesc, avea postări pe Facebook și declarații publice despre credincioși, acum e și foarte credincioasă, despre credincioși care pupă cadavre așezate pe marginea drumului. Ea așa vorbea despre cei care se duceau în pelerinaj la Iași, la Sfânta Parascheva. Bineînțeles, a schimbat-o. De ce? A văzut că masa asta, nu, masa Mirel, asta, să nu numesc. Mirel, spune, pentru că a primit... E fereastră o A văzut că este numai o clipă. Cum Diana Șoșoacă are curajul să spună adevărul, spun și eu, că a primit ordin. Eu bănuiesc că a văzut că masa... De la noi asta, de la ei. Masa asta este mult mai mare decât masa tefelistă. Și vremurile dau dreptate. Asta masa e fereastră omului. Adevăratul... Așa au câștigat da, mine. Mirel, Mirel, stai mă că aș vrea să rău pe el. Adevăratul scop al Dianei Șoșoacă... Adevăratul scop al Dianei Șoșoacă este să decredibilizeze mișcarea suveranistă și să o zvârle în derizoriu, să o facă de la hac. Păi așa o... Nu, pentru că mișcarea suveranistă poate să fie articulată și de manieră rațională. Iar dacă aduci pe cineva care să facă spume la gură și isterisme de-astea absolut sățiste, absolut, când le vezi, ți se strepezești dinții, zici... Când o vezi pe Diana Șoșoacă, primul lucru pe care îl zici, băi, eu nici nu vreau să am de-a face cu femeia asta, nu vreau să fiu cu ea în cameră. Nu vreau să fiu cu ea în cameră și nici nu mă interesează ce spune. Nu spun acum cuvinte ca să nu vă cheme la CNA. Ei bine, ea face chestia asta de manieră absolut voluntară și absolut actoricească, la fel cum o făcea și Vadim Tudor într-o anumită măsură. Principalul scop al lui Vadim Tudor era să zvârle în derizoriu ideea de suveranism și de rezistență patriotică și de atitudine critică la adresa Occidentului. Ideea lui Diana Șoșoacă este fix aceeași. Sunt suficient de multe voci raționale în România în momentul de față care să vină să zică relația cu Occidentul este una care trebuie să fie modificată. Nu vrea nimeni roexit, nu vrem să ieșim, nu vrem țățisme, nu vrem isterisme, nu vrem avioane pe cer. Nu suntem nebuni la cap, dar trebuie să discutăm cu ei, să negociem. Să negociem relația cu resursele, relația cu autonomia decizională, relația cu banii dintr-o parte și în altă. Sunt multe de discutat în relația dintre România și Uniunea Europeană. Și asta poate să fie făcută de manieră... relația între România și Ucraina. Aia lasă-o la o parte, aia e o chestie punctuală a istoriei. Eu vorbesc acum de relații... 90. Ne-am pus capră și am stat în genunchi, chiar mai să fim primiți. Chiar o frână la un moment dat să te manifesti cumva. Da. Să te manifesti cumva, repet, naționalist, patriotic, ortodox. Era o rușine, era o... Bă, ăsta e vadimist. Adică, ești nebun la cap, dar ești Vadim, uite-l cu ce spune Vadim face. 2. Acum sunt din ce în ce mai multe voci raționale care trebuie să fie zvârlite în derizoriu fiind asociate cu Diana Șoșoacă. Ăsta este principala... Asta e și motivul pentru care foarte mulți oameni raționali... Asta este principala... Și care și-ar dori... Se abțin. Care și-ar dori în acest moment să se schimbe modul în care ne raportăm la anumite organisme. Exact. Zic, eu nu vreau să fiu asociat cu... Să iasă în stradă, de exemplu, anumite miticuri, că nu vor să se asocieze cu AUR sau cu niște grupuri de... Nu știu AUR, cei de la AUR sunt raționali. Diana Șoșoacă nu e rațională. Nu. Diana Șoșoacă la un moment dat erau niște manifestări tipice de galerie, galerie cu care nu vrea să se asocieze. USR-ul a avut manifestări de tip galerie și a ajuns la guvernare. Da.
Păi n-a zis nimeni că nu poți ajunge la guvernare. Deci USR-ul i s-a acceptat... USR-ul i s-a acceptat isterisme. Păi e vorba de un public care nu este reprezentat politic în acest moment de nimeni. Exact. Și care este destul de numeros. Și te repet, oameni în ce mai multe voci raționale care să vină să spună trebuie să avem o renegociere, o rediscutare a relației dintre România și Uniunea Europeană. Ce zice însă Marius Ghelezan? Când vine o tantă de asta care parte? Primește misiune să zvârle în derizoriu teme importante. Teme importante. Da. Asta e principala ei sarcină. Bun, dar pe de altă parte sunt foarte mulți români care uitându-se la ce a făcut Șoșoacă, fiind frustrați de faptul că nu îi reprezintă nimeni, în acest moment au zis, da, măcar cineva i-a zis lui Zelenski niște lucruri. Asta, da, uite, ne întoarcem. Păi dacă atâta minte au și atâta... Fii atent, pe partea aia, nu contează tonul, contează muzica. Avem o altă persoană care este intensă și care mulți ar zice, e nebun la cap, trebuie legat. Hai să o dăm pe asta la o parte. Se numește Marian Ceaușescu. Și care numai când îl vezi, îți vine să te urci pe pereți. În felul cum comunică. Dar e posibil ca unele din ideile pe care le spune el să le consideră a fi, nu neapărat pertinente, dar măcar să ciulești urechea. Bă, ce zice ăla cu corupții, cu nu știu ce, cu hoții, cu nu știu cum. Dar felul în care o zice te face să zici, bă, nici să nu vreau să duci acasă, da, nici nu vreau să auzi ce zice. Nu vreau să auzi ce zice. Dă-te morții mătii de dobitoc. Am alt exemplu. Nu, Mălin Bot, cum zice, Mălin Bot cu oamenii și mai radical. Da, cum zic cu oamenii normali. Și Ceaușescu și are 4.000 de dolari pe Patreon. Aia lasă, asta să știm. Și că nu are de la cetățenie. Hai să nu intrăm în detalii. Alea sunt flearcă. Noi acum vorbim de niște persoane la care stilul strică mesajul. Cum avem persoane la care stilul îngroapă în plictiseală cruntă mesajul. Avem o grămadă de politicieni români care nu știu să schimbe, să spună și două vorbe. Și a modificat Zelenski traseul din cauza... O, evident, evident. Atenție! Ce s-ar fi întâmplat Zelenski dacă a pierdut, ar fi pierdut mult mai mult decât ce a pierdut acum. Dar asta el acum a pierdut... Nu, și în loc presa română și presa internațională să discute Zelenski, a fost România, s-a văzut cu Iohannis, a discutat XYZ, singura știre care ar fi circulat colo-colo ar fi fost videoclipuri cu isterismele lui Șoșoacă, făcându-l de rahat pe Zelenski. Prima dată în lume. Prima dată în lume. Și atunci Zelenski, evident că a băgat-o la saving face, la salvarea aparențelor. Dom'le, chestii de securitate, mă atacă teroriștii, cofii, copății, vai, o să rămân fără două urechi, mă mănâncă de ureche. Rahat, un fleac. Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă absolut nimic. Pe el îl durea mult mai mult, nu componenta de amenințare de securitate, ci componenta de amenințare de imagine, că se face de rahat. Deci ăsta e cuvântul, așa nu, se zice. Nu, numai atât. Îți dai seama, vă dați seama ce erou planetar e ăsta, da, care e frică de o pancartă sau nu, de o voce ridicată. El nu merge nu, decât nu, la totul că e frică de o țață isterică, da, și mai mișto. Nu, mă, da. Nu-i zicem nici el se de ducea, ce, nu, programul ăla lui, el se ducea undeva unde nu se întâmpla nimic în planul eficienței a ceea ce s-o fi propus el, nu știu ce a propus el. Adică se ducea să urle Ceaușescu la el. Bun, păi de ce se duce? O vedeați capabilă pe Diana Șoșoacă, Mirel Curea, să-i dea cu o pancartă în cap? Nu, îi dădea, dar făcea un scandal. Urla pe acolo. Da, să te vălea pe jos. Urla pe acolo, ăsta nu putea să vorbească. Da, da. Băia băteau cu ciocanul în pupitrele alea. Exact ce s-a întâmplat cu regele. Deci ne place sau exact nu ne place, dar în mesajul transmis, nu forma, ci fondul problemei, da, mulți români s-au regăsit, da, dar în mesajul fiți atenți. Deci gândiți-vă că chestia asta ar fi citită de Corneliu Coposu. Puneți-l pe Corneliu Coposu să spună chestia asta. Ascultați un pic. Vă solicit în primul rând să redeschideți școlile și liceele care au funcționat pe timpul Uniunii Sovietice în teritoriile românești. Altfel înseamnă că sunteți mai rău decât Uniunea Sovietică. Cum e posibil să interziceți minorității române să învețe în propria limbă? Gândiți-vă că ar spune Corneliu Coposu chestia asta. Apoi vă solicit să redeschideți bisericile românești pe care le-ați închis și să permiteți oficierea slujbelor religioase în limba română. Le interziceți rugăciunea în limba română fraților noștri în Ucraina, dar veniți în România să cereți ajutor. Opriți prigoana împotriva preoților creștini ortodoxi. Nu numai români, eliberați din detenție pe cei care au fost închiși pentru apărarea credinței noastre. Stai cum zic. De asemenea, e timpul să recunoașteți etnia și limba românească. Să încetați să mai folosiți denumirea falsă de etnie și limbă moldovenească, Mirel, pentru frații noștri, Mirel, pentru că ei sunt tot români. Vă dați seama dacă Marcel Ciolacu spune asta, aceste lucruri? Mă, da. Era sus la 40%. Zelenski, ce ar fi trebuit? Să-i zic, doamna Șoșoacă, stați așa. Bisericile sunt deschise. Slujbele se țin în limba română, dar preoții spun că nu e limba română, e limba moldovenească. Școli, adică începe să iei
Ce să facă? Să intre în polemică cu Șușoară, cu Mitru, cu Ghilezan? Ieșea din dracu. Starea lui de actor. Păi, cum intra să facă? Și el în normalitate. Păi, da, cum era în sfârșit era un om în carne și oase, păi, un bărbat, un erou. Nu, păi eu am venit mă să vorbească cu o sandiboaie. Am venit și a zis-o și pe aia cu Delta Dunării, a venit și a zis-o pe aia cu cerealele care agricultorii sunt afectați de către cerealele aia ucrainiene. Aia să nu spun americanilor, nu lui Zelenski. Dar Zelenski este cel care în Ucraina nu trebuie față cu nici țara. Dar care e ideea? Că ai citat. Am citat și ți-am spus. Din ce a zis Diana Șoșoc. Dacă n-ar fi fost spuse de... Da, am citat din... Dacă spunea Marcel Ciolacu. Dacă spunea Corneliu Coposu, vă spun eu că era toată lumea în limbă. Zicea, mamă, câtă înțelepciune, cât adevăr. Păi e foarte important și cine spune, da. Este foarte important și cine spune. Venea de gol și spunea chestia asta. Bă, că mie dacă îmi spune Traian Băsescu ceva, îmi pare rău. Eu am radio închis, e volumul dat la mine. Așa. E foarte important cine spune. Dar poate îmi spune același lucru pe care mi-l spune și Mirel Palada. Asta e camera ecourilor. El stă numai pe la antenă, acolo o camera ecourilor studiată. Calmează-te. Camera ecourilor, toți suntem pe aceeași unison, toți credem în aceleași idei. Calmează-te un pic. Păi, liniștește la antenă. Dacă îmi spune o chestie, bă, Mirel, am radio-ul deschis la ce îmi spune. Dacă îmi spune Băsescu o chestie, nu mă interesează. Aceeași chestie. Aceeași chestie. Nu mă interesează. Sunt unii oameni care îți pot spune fără să mintă că afară plouă. Nu te interesează. De ce? Pentru că de-a lungul timpului s-au dovedit a fi niște oameni care e o pierdere de vreme să-i asculți. Sigur, e vorba de credibilitate într-un cuvânt. Dar hai să facem scenariul următor. Nu exista acest eveniment. Ce eram noi, în primul rând, ca media? Nu? Niște amărășteni, stăteam așa în modul specific și ziceam, Doamne, totul a fost perfect. Poziția Ghiocel. Poziția Ghiocel. Ghiocel mode. Cred că nu ce bine era. Dom'le, totul a fost perfect. Păi, dacă PR-ul a fost ca lumea, păi ce rol mai aveam noi? Bă, totul era perfect. Noi trebuia să fim flașnetari, să zicem bravo. Ia uite, și la 17-lea congres, Zelenski reales. Băi, uite că avem subiect. Deci, mediul politic este viu. Noi nu știm nimic despre ce facem cu Ucraina. Mediul politic este viu și faptul că ne ambalăm este pentru că Șoșoacă ne-a dat prilejul să ne ambalăm. Dacă totul era tern și taciturn și tot solemn, nu toți coloneii se duc acolo la 7 stele, băgat și în toate televiziunile, că dacă deschidem televiziunile de astăzi, ai de mine, gloria mundi, e ceva, moment istoric, epocal. Te dă minte. Dacă nu îl cheamă și pe Ghilezan. Îți dai seama că sunt catastrofat. Altceva n-am de făcut. Lăsăm o parte, merg la prieteni. Jurnaliștii de știri care, mă rog, la 20 ceva de 30 de ani au un anumit entuziasm și, în general, operează într-un alt registru, mult mai rigid decât ceilalți care își permit dezbateri și nici nu au încă acea vocație de a spune lucrurile. Eu am în echipa mea de fotbal națională regală, da, doi de la UME-uri. Și sunt tineri și sunt entuziaști și zic, domne, mergem până la Moscova. Măi, ghetuțele, bocancii, nu mergem pe televiziuni. Aveți 20 și ceva de ani. Bă, mai ușor. Și eu eram entuziast, NATO, UE, dar nu eram din ăsta emoțional. Eram în... Și aia miște să fie ca tine. Și aia miciți. Din aia, să mergă pe urmele, să mergă pe urmele tale. Nu, să fie rațional. Pentru că atunci când am umblat eu în toate templele și în toate uniunile europene și în țările alea, pentru NATO și pentru UE, nu știu ce făceau ei alții. Bun, erau o întrebare pentru Mirel Palada, la deci când trecem spre NATO, Israel, că acolo ieși și sunt și niște întrebări foarte tari legate de ce se întâmplă în Israel. Numai puțin. Își doresc România un parteneriat strategic cu Ucraina? Și dacă da, cum l-ar defini? Ce vor de la această relație? În primul rând, depinde cum este definit. Eu știam că țara NATO a băgat-o Sorin Roșca Stănescu, dar dacă ai băgat-o și... Vă rog eu că nu pot să fiu atent cu toate planurile și nu știu ce spuneți. După aia nu-mi fac referitor la parteneriatul strategic cu Ucraina. În primul rând, depinde ce înseamnă. Pentru că dacă înseamnă o relație privilegiată care să arunce separat relația cu alte țări, putem să avem mici probleme. În al doilea rând, trebuie măsurat, pentru că în momentul de față este o dinamică a atitudinii românilor față de Ucraina. E și o dinamică pe termen scurt, de la un eveniment la altul, se mai întâmplă o chestie, pam, 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 o chestie volatilă, dar și pe termen mediu, lumea este supra-saturată de acest subiect. Dacă îi întrebai în mai, iunie 2022, anul trecut, când erau de 2 luni războiul,
îți spun eu, ți-e și 80%, nici nu știai acela e parteneria strategică. Puteai să întrebi, domnule, e bine ca România să fie un cal mov cu Ucraina? Și mov și albastru, neapărat albastru, dar să fie și mov. Nu interesa ce întrebai. Acum trebuie măsurat. Estimarea mea că vom avea parte de o atitudine mai reticentă la adresa relației cu Ucraina din partea opiniei publice. Bun, continuăm discuția asta. Vom vedea, poate apare prin presă și câte ceva despre ce înțelegerile pe care le-au, nu stabilit, le-au stabilit. Nu, dacă aflăm noi. În pauză, prietenul meu vrea să citească un pic despre Robert Fico și fereastra Oberdorf, ca să înțeleagă ce înseamnă să spun. Ghivezane, ai început să mă plictisești, calmea asta. Da, dar încă nu. Telespectatorii sunt cei care se uită și care apreciază aceste discuții. Așa am făcut și eu cu Gociu. Faptul că ce amici în nu fi, nu fi deplasat. Ne întoarcem. Eu n-am apărut. Ne întoarcem după pauză, vorbim despre Israel. Sunt tot felul de discuții în ziarele de la Tel Aviv sau din Ierusalim, în care, numai puțin, în care întrebările sunt ridică, cum să zic, conturează o perspectivă cel puțin interesantă, inedită asupra acestui conflict. Sunt unii care, pe de-o parte, cred că serviciile secrete l-au abandonat pe Bibi Netanyahu. Pe de altă parte, sunt alții care consideră că Israelul și-a dorit pe undeva această situație. Alții care spun că Teheranul și Moscova și-au dorit deschiderea unui nou front, astfel încât Ucraina să piardă un pic din sprijinul occidental. Sunt lucruri la care trebuie să răspundem și câteva informații. Atenție! Bibi Netanyahu, premierul israelian, ar fi primit cu 10 zile înainte de atac această informație. Mulți se întreabă de ce n-a reacționat și de ce n-a pregătit măsurile de respingere. E important discutat. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.